Vlad Zamfirescu, fiul celebrului actor Florin Zamfirescu, a divorțat în urmă cu câteva luni bune de soția sa. Cei doi au fost împreună 26 de ani și au doi băieți, Ștefan în vârstă de 12 ani și pe Matei în vârstă de 14 ani. Fosta sa soție Mihaela a acceptat cu greu despărțirea de tatăl copiilor săi. Acesta și-a părăsit soția pentru o tânără în vârstă de 30 de ani. Actrița Diana Roman este cea care a furat inima celebrului actor. Cei doi se cunosc de ani buni și s-au îndrăgostit iremediabil unul de celălalt, iar de atunci trăiesc cu adevărată poveste de dragoste chiar și până în prezent. Actrița a fost aleasă să joace în cele mai bune piese la Teatrul Notara, iar Vlad Zamfirescu o promovează peste tot pe frumoasa lui iubita. În ultima perioadă, cei doi au mers împreună la diverse evenimente și s-au mutat deja în casa Dianei Roman. Diana este fiica cunoscutului regizor de teatru Adrian Roman. Talentul de pe scenă se datorează familiei sale. Adrian Roman a luat-o pe fiica sa printre actori încă de la vârsta de 5 ani, iar acum Diana Roman se bucură de un succes uriaș în lumea teatrului românesc. Frumoasa actriță trăiește o adevărată poveste de dragoste cu Vlad Zamfirescu. Deși este o diferență de vârstă între cei doi, aceștia au depășit orice barieră, iar dragostea lor este de neoprit.